Mulțumim, Hilde. Revoluția fiscală nu afectează doar indemnizațiile de creștere a copilului, ci și veniturile mamelor în concediul prenatal și postnatal. Vorbim despre cele 126 de zile pe care doar femeile le pot obține în cazul unor probleme medicale. După modificările fiscale, mamele ar putea primi cu 25% mai puțin la salariu. Mai puțin bani pentru mame, resurse mai mici pentru creșterea bebelușilor. Femeile care urmează să nască ar putea fi afectate de revoluția fiscală în două feluri. În cazul în care își iau concediu de creștere al copilului, ar putea primi cu 16% mai puțin decât în mod normal. În cazul în care recurg la un concediu pre- sau post-natal asociat concediilor medicale, s-ar putea trezi cu 25% mai puțin bani. Cum ar fi să avem o femeie care are complicații în sarcină? Deci are nevoie de concediu prenatal ca să poată să țină sarcina, să nu-și piardă copilul înainte de naștere și să afle că pe perioada acestui concediu medical prenatal de care ea are nevoie din punct de vedere al sănătății și al vieții copilului său, primește cu 25% mai puțin bani, cu un sfert, adică... Concret, dacă în ultimele 6 luni înainte de a intra în concediu prenatal, femeia însărcinată a avut un venit net de 4.000 de lei, contribuțiile la asigurările sociale erau în valoare de 364 de lei lunar. Acum a fost eliminată plafonarea și ajung la peste 1.500 de lei, iar diferența este de 1.170 de lei. De acești bani, o mămică ar putea cumpăra haine, scutece de unică folosință, jucării, ba chiar și un pătuț pentru nou-născut. Suma ar urma însă să rămână la stat. Nu putem să ne jucăm așa cu viețile oamenilor, mai ales ale celor care muncesc și care doresc să-și aducă pe lume un copil în mod responsabil, planificându-și un buget pentru chestiunea asta. Inclusiv ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici, a recunoscut că viitoarele mămici ar putea fi afectate de revoluția fiscală și promite că va rezolva problema. Nu se știe încă cum. Stresăm oamenii. Stresăm oamenii exact în perioada în care ei ar trebui să se bucure și să fie liniștiți, să aștepte venirea pe lumea bebelușului lor și să nu aibă altă preocupare. Este, din păcate, un comportament recurent al guvernului României, indiferent de culoarea politică. Anul trecut, peste 60.000 de femei au intrat în concediu prenatal.